Zeichen nieder, siegen! Așa arăta vagonul de animale cu care aduceau oamenii până aici, în Birkenau. Câte 100 de oameni, fără baie, fără aerisire, fără absolut nimic. Și făcea din Ungaria, Grecia și Italia până aici o săptămână. De aia de multe ori ajungeau mai mulți mai morți decât vii în vagoanele astea. Asta era lagărul țiganilor, țigoine. Holocaustul uitat. Doar aici, în locul din care filmăm acest cadru, într-o singură noapte, 4300 de romi au fost asasinați, femei, bărbați și copii, în așa numitul lagăr al țiganilor, parte din Auschwitz-Birkenau. Evident, duși în camerele de gazare care puteau omorâ 2000 de oameni în doar 15 minute. Unii îndrăznesc să spună că 90% din populația romă a Europei a fost exterminată de regimul nazist. Dar totuși, prea puțin se vorbește despre asta. Prea puțin știam că 250 de copii romi au făcut parte dintr-un experiment în care se proba cât de efectiv e gazul Zircon B, cel ce era folosit mai târziu în camerele de gazare. În 1936 erau peste 50.000 de romi în Germania, trăindu-și viața în stilul lor tradițional. We had real gypsy weddings which lasted for 6 or 7 days. They loved living life as free as a bird in the sky. În 1942, Hitler semna un ordin pentru a deporta toți romii către lagăre. Toți. În 1937 se declară de formă oficială evreii și țiganii etnie de mâna a doua și li se luau drepturile fundamentale. În prima parte a acestui video vorbeam despre noaptea geamurilor sparte, noaptea în care evreii au fost atacați. Prea puțin știam despre campania Curățenia Romă, între 12 și 18 iunie. Țigoine, șfaine, țigoine! Два слова. То памятам и стем слова. 1938, mii de romi erau arestați și viața țigănească, între ghilimele, dispărea complet până la terminarea războiului. Had to sell caravans and belongings and move into flats. We were all made to settle down permanently and register. În 1938 apare pentru prima oară într-un document oficial fraza "Soluția finală a țiganilor", semnată de Himmler. Naziștii cu Hitler în frunte considerau țiganii ființe asociale, murdare și mai ales periculoase din punct de vedere rațial, având mulți copii și punând în pericol Germania la care Hitler visa. În 1939 se interzice ieșirea din locurile de reședință și dreptul de muncă și mai târziu în acel an, după izbucnirea războiului, sunt trimiși în lagăre de concentrare pe teritoriul nazist. În 1943, ministrul justiției anunță că toți evreii și țiganii trebuie exterminați. În Auschwitz se creează propria lor parte, unde trăiau familii întregi. Interesant e că țiganii erau singurii care nu erau separați la intrare. Vă reamintim că la coborârea din trenuri, doctorii serviciului de securitate nazist selectau lângă șinele de tren cine mergea către lagăr și cine mergea către camerele de gaz. Romii erau toți trimiși în același loc. Copii, bătrâni, familii întregi, cu
cu excepția gemenilor care erau trimiși către Josef Mengele, cunoscut precum Îngerul Morții, care făcea experimente pe copii și unul din cei mai căutați oameni din lume până la moartea sa în Brazilia. Între 70 și 75% din oamenii de etnia Europei mureau în Auschwitz. Condițiile din baracele romilor erau cele mai precare, suprapopulate, lipsă de alimente și apă și mii de morți din cauza tifusului. Trebuie menționat că România, una din țările anti-țigani din estul Europei, a participat masiv la deportarea romilor. În 1941, între 20 și 26.000 de romi au fost trimiși din București către Transnistria, unde și-au pierdut viața, având aceeași soartă precum romii din fosta Iugoslavie. Până recent, nu a existat nicio despăgubire pentru romii care au supraviețuit Holocaustului, spre deosebire de alte nații sau etnii. Abia în ultimii ani au început să fie cunoscute și recunoscute atrocitățile comise la adresa romilor din Europa, care au fost cel puțin la fel de teribile precum cele adresate evreilor. Nu chiar nimun? Aici? Nu. Solul de Auschwitz 1. Al final de la guerra los medios destruyeron tres crematorios para 700 personas en la cámara de gas. En esta cámara de gas cabía hasta 2000 prisioneros. A la vez. Gândește că unii dintre ei, Soderkommando, cei care erau aleși ca să strângă după aia corpurile, să-i caute de dinți de aur, să-i caute de, nu știu, să le ia părul și toate astea, care erau și ei alți prizonieri, doar că aveau ceva privilegii, ne povestește că aici, de exemplu, unul dintre ei și-a găsit tatăl în camera de gaz și a intrat și el să moară. Și gândiți-vă că jobul acelor oameni era ca zi de zi să mintă câte 2000 de oameni pe tură, să le spună că intră la duș acolo, știind că vor muri în 15-20 de minute. Partea asta e toată partea unde erau închise femeile, unde stăteau femeile. Și acum o să intrăm într-o baracă din asta să vedem cum trăiau atunci. Doamne, câte povești, câte povești sunt aici. Trebuie să veniți neapărat, e o vizită dură, e mai rău decât la, în Cambodia, acolo la Killing Fields, după ce a făcut Pol Pot, pentru că asta e și mai aproape și e și foarte relevant și probabil cel mai faimos loc negru al omenirii, probabil al lumii, dar trebuie să veniți neapărat și să faceți cu un ghid, indiferent că sunteți fani ghizi sau nu, nu contează. Locul ăsta trebuie venit cu un ghid și ascultat povești. Și cred că e unul din puține locuri în care te plimbi și vezi alți turiști plângând. Asta nu prea o vezi nicăieri. Este ăsta intacto? Este ăsta así? Nu se reconstruyó, ni se hizo nada? Nu se reconstruyó nada más. Si había agujeros en el techo, si se taparon. Cam așa arătau paturile. Totuși eu... Sigură că măcar 5 persoane stăteau într-un. Mai mult, dar vezi că e plus față de Auschwitz 1 acolo la început, în primul an, când dormeau pe fân. Da. Și dacă se întorcea unul cu fața la perete, trebuia să întoarcă toți. Trebuie să te sientas, pero a veces más personas. Depende del tráfico y de la tasa de mortalidad en el campo. Olga Lenge, esta enfermera de Transilvania, la tiene que buscar, testificó que dormía en 10 con una manta piojosa. Sobre paja o sin nada. Un plato lo podía usar como su almohada, pero no todos tenían platos o cucharas.
especialmente en 1944, cuando en el campo había tantas personas. Las presas con experiencia siempre arriba, y aquí abajo las nuevas o judías. Había mucha jerarquía entre las presas, claro que sí. En cada cárcel, cada campo, entre nosotros hay jerarquía. Vivas y muertas en el barracón y en el patio. Se spălau oamenii, dacă era apă. Și mulți, de disperare, beau apă de aici, în afară de cei cu experiență, numerele joase, cum erau numiți, pentru că, având numărul pe uniformă, aia care aveau cele mai mici numere, erau de mult aici și supraviețuiseră deja 1, 2, 3 ani și ei știau să nu bea din apa asta. Dar marea majoritate de sete beau de acolo, se îmbolnăveau și mai apoi ori mureau ei, ori erau trimiși la camera de gaz, pentru că nu mai erau utili. Și, finalmente, băile. Madre mie. Găuri. Am hărut. Nu știu dacă puteți vedea, e ciment și găuri random acolo în el. Nu e nimic, adică nu... Asta e baie. Intrau la baie toți odată, înainte de muncă și după. Atât. Toți odată. Nu știu dacă pe cameră se poate observa cam cât de mare era locul ăsta. Pentru că un general atunci a avut ideea că trebuie să aibă un loc unde să poată ține 100.000 de prizonieri. Asta era visul lui. Și așa s-a creat Auschwitz-Birkenau. Da. Și câte nesele spin sunt. Încă. Da, locul ăsta. Auschwitz. Aici, vedeți că pe partea aia și încolo sunt astea care erau din cărămidă și aici sunt astea de lemn care au fost cele inițiale, care erau provizorii, să zic așa, care au supraviețuit. Dar gândiți-vă că aici... Aici le vezi pe astea dărâmate și îți dai seama că e un loc unde s-a întâmplat ceva și că e un loc istoric și că e un loc abandonat și că e un loc care s-a dărâmat. În Auschwitz 1 însă, la începutul acestui vlog, dacă ai scoate toți turiștii din ecuație, te-ai uitat pe geamul dintr-o baracă din aia, ai spune că poate să fie în plină funcțional, de plină funcțional. Deci arată identic. Bă, identic, nu s-a schimbat nimic acolo, nu a căzut nimic, nu a fost bombardat, nu s-a întâmplat nimic. Locul ăla, dacă scoți turiștii și bagi oameni în pijamalele alea, și ai spune că e pietre și tot. E în plină funcțional. Uite, dar eu mă întreb ceva. Dacă acum că a plouat puțin, abia poți să intri, că e plin de apă peste tot. Când plouă iarna, cum stătea lumea aici? Murea, nu într-o vol. Cu apă până la glezne. Quarantine for men, evrei și non-evrei din diferite țări, între 1943 și 1944. Deci asta era locul de carantină a bărbaților. Carantina ce însemna pentru naziști? Unu, sunt oamenii care puteau, bănuiau ei că s-ar putea să aibă vreo boală. Dar asta din nou era partea de spălat pe creier pentru oameni, cum le spuneau și că merg la dușuri și gazau, și cum le spuneau scrieți-vă numele pe valiză că le luați înapoi, la fel. Asta era un pretext pentru a teroriza cei noi ajunși. Îi băgau aici cu alții cu experiență pe care îi terorizau zile întregi ca să învețe să fie supuși. Să învețe să fie supuși. Și aici, toaletele. Deci, îți imaginezi dacă aveau 15 secunde de stat, stăteau și câte 2 sau 3 pe... Pe gaură. Pe gaură.
Și acolo, mai în spate, mai este unul care se folosea precum, nu spital, cum zic, sala auxiliară din asta, și era o femeie foarte renumită aici, care a supraviețuit și a scăpat de naziști, exact în unul din marșurile alea, către alte câmpuri de concentrat, către alte lagăre, a scăpat. Acum vine polițist, asta se zice, bătaie, ne dă acum, Strat Muzeu, Museum Security. Acum vine asta către noi. A scăpat și acolo, ea a mărturisit că a ajutat să nască 3.000 de copii, dar naziștii au spus clar că asta nu e maternitate și că toți acei copii trebuie omorâți. Dar nu doar copii, nu doar și copii, mamele. Și mamele. Rămâneau geminii cu care se juca acel doctor despre care v-am vorbit și copiii erau omorâți de către soldați în... Într-o găleată, cu picioare, îi țineau de picioare, umpleau apă, băgau apă și îi înnecau într-o găleată sau pur și simplu îi aruncau, în spate și îi lăsau să moară și omorau și mama. Și femeia, printr-un miracol, a scăpat, pentru că i-a spus că nu va omorâ pe nimeni și cumva nemții nu au omorât-o pe ea, probabil că aveau nevoie de ea aici. Și până la urmă a scăpat și a povestit ceea ce s-a întâmplat. Noi, generațiile noastre, am avut mare noroc, nu știu, eu știți că cuvintele nu mi le găsesc mereu, noroc că am avut șansa să mai prindem încă supraviețuitori care să scrie, să povestească ce s-a întâmplat aici cu adevărat și responsabilitatea noastră să documentăm, nu mă refer la vlog, da? Responsabilitatea noastră ca generație să documentăm și să știm ce s-a întâmplat aici, să transmitem viitoarelor generații, pentru că dacă nu, tare mă tem că în 200 de ani se întâmplă din nou. 5 ani mai târziu de la inaugurarea Auschwitz-ului, forțele sovietice se apropie și salvează tot lagărul. Interesant e că nemții au început să scoată oameni de aici prin numitele, cum se numește, marșuri, că așa se spune, nu știu, mă scuzați dacă greșesc, marșul are morții cu prizonieri și evrei pe care îi duceau până în Germania, pe jos. Mulți mureau pe drum, de-aia se numeau așa. Și au început deja să ardă documente, să dea foc la barăcile astea, pentru că ei știau că sovieticii și forțele aliate se apropie. Faza e că ei de la început de ianuarie au început să scoată oamenii, sovietici au ajuns aici, cred că pe 23 ianuarie, și deja erau foarte puțini oameni pe care să-i salveze. Și se spune că oamenii de fapt nu au fost salvați niciodată. Mulți dintre ei erau evrei care și-au pierdut tot restul familiei, unele erau femei care și-au văzut copiii, bunicii, părinții arzând, pentru că deși erau 5 crematorii, de multe ori nemții ardeau oamenii afară, pentru că inclusiv alea 5 crematorii, numărând și cel din Auschwitz 1, nu erau suficiente pentru cantitatea de oameni pe care nemții, naziștii, nu nemții, omorau aici. Și așa se termină povestea cu Auschwitz-Birkenau. După sovietici au fost 2 ani în care nu s-a întâmplat nimic, a rămas abandonat și atunci din nou s-au mai pierdut multe dovezi, pentru că mulți au venit și au furat și au luat. Mulți polonezi au venit pe aici să ia lemne din baracile astea, lemne, fier, tot ce au mai găsit, să-și refacă casele lor după ce s-a terminat războiul. Iar apoi polonezii care erau aici pe zemlă s-au întors și au devenit ghizi. Și până în ziua de astăzi. Dar vedeți că Hitler avea dreptate în tot cu un singur lucru. Spunea, cea mai importantă lecție de istorie e că oamenii nu învață nimic de la istorie, sau ceva de genul ar fi tradus. Și deși noi toți am insistat, deși omenirea a insistat să-l contrazică, mai ales după căderea imperiului său, dacă omul ăla e undeva în iad, în cer, unde o fi el și vede omenirea în ziua de azi, își dă seama că a avut dreptate. Naționalismul încă există și e din ce în ce mai puternic, inclusiv în vestul Europei. Ora încă există și toată chestia asta, Auschwitz, Birkenau, printre altele, a plecat de la o minte sau o inimă care ura. Atât. Hitler nu e doar vina lui. N-a fost doar vina lui. Hitler doar a dat oamenilor ce a vrut să audă. A avut un discurs populist extrem de bun, pe cum se întâmplă ziua de azi. Masele sunt ușor de controlate.
a luat o Germanie săracă și distrusă după primul război mondial și a găsit o victimă pe care să dea vina. A găsit evrei, că ea ne-au luat banii, că ea nu știu ce, exact cum se întâmplă în vestul Europei cu străinii, cu imigranții acum și cu forțele astea de extremă dreapta care capătă tot mai mare putere, deci nu prea am învățat mare lucru. Diferența de atunci și acum e că acum nu prea poți să faci mare lucru fără să știe toată lumea. Înainte de ce se întâmpla aici, foarte puțin știau. O întrebare pe care și-o pun foarte mulți oameni, foarte mulți istoriadori, e că de prin 44 au început să apară imagini din satelit cu Birkenau și se știa clar, aici sunt prizonierii, aici e SS-ul, forțele naziste, acolo e cantina, se știa exact, dar n-a fost bombardat niciodată. Deși se știa unde sunt și ce trebuie făcut. Nu s-a întâmplat nimic. A fost bombardată doar fabrica aia care e acolo, pe care au construit-o oamenii de la Auschwitz. Și atunci au fost, e adevărat că au fost câteva victime nevinovate, să spun așa. Dar oricum, cred că mulți din care trăiau aici și-ar fi asumat riscul unui bombardament cu speranța mică că vor putea scăpa. Oricum știau că ei sunt la o moarte sigură. Da. Ralu? Vino încoace. Pe Ralu nici nu prea ați văzut un video ăsta. A fost un video greu de filmat pentru că la mână am avut un ghid cu noi. Am fost pe fugă, orarul e limitat. Acum nici n-ar trebui să iau aici. Orarul e limitat, sunt mulți oameni, multă istorie, multe povești, un loc atât de greu de ți-e greu și să vorbești. Dar, cum te simți? Foarte mare. Eu am văzut documentare și filme și... Chiar e foarte mare și, nu știu, se miroase, se simte diferit când intri aici. Asta am vrut să zic, se simte, e un loc care se simte, trist, efectiv. E un loc, este o legendă, am spus-o la începutul videoului, nu e adevărat, dar sună bine. Și nu prea sunt sincer, că nici păsările nu zboară deasupra Auschwitz-ului, la cât de trist e și câtă tristețe e în locul ăsta. Nu cred că vreodată, uite cum se face pielea pe mine, nu cred că vreodată am călcat un sol în care să fi murit atâția oameni. Am intrat în camera aia de gaz unde mureau sute de oameni între urlete, cu ultima îmbrățișare și cădeau acolo jos, dezbrăcați și noi am călcat pe acolo astăzi. Nu cred că mai e un loc pe lumea asta ca Auschwitz-ul și care să te lase așa. Da, în fine. Întrebarea rămâne aceeași. Am învățat ceva?